Bun găsit, ediție specială a emisiunii Cocktail, astăzi la Campus TV. Astăzi când au început festivitățile de absolvire, au fost emoții mari înainte de această zi, în această zi de joi și în această săptămână. De ce? Pentru că încă nu se știa dacă tinerii viitori absolvenți vor putea avea această bucurie de a se întâlni în curtea unității de învățământ, să sărbătorească, să trăiască emoțiile despărțirii de liceu. Slavă Domnului că până la urmă autoritățile au decis că se poate organiza festivitatea de absolvire, iar în majoritate liceele din județul nostru au decis să organizeze astfel de festivități. Ca de obicei, Campus TV promovează aceste momente emoționante pentru toți cei care am trecut de mult timp de această perioadă, pentru că ne amintim de acele momente. Anul trecut nu am avut această posibilitate și a fost, cred că, singurul an din istoria Campus TV în care nu am realizat ediții speciale cu șefii de promoție sau cu elevii care au excelat în cadrul liceelor, dar iată-ne că în acest an 2021, după un an și ceva de pandemie cu greutăți, reușim să realizăm aceste ediții speciale. Astăzi avem prima ediție, iar mâine seara la ora 20 avem a doua ediție specială dedicată absolvenților de liceu. În studioul nostru, pentru prima parte, avem trei invitați. Dați-mi voie să vi-i prezint. În această primă parte, Agricolo e față în față cu Eminescu. Sau invers, Eminescu este față în față cu Agricolo. De la Liceul Agricol din Buzău, îi avem prezenți aici lângă mine pe Elena Gabriela Croitoru și pe Marius Coșconea. Bine ați venit în studioul nostru pentru prima dată într-un studio de televiziune. Da. Poți să-ți arăți mânuțele, că ai muncit cu ele, sunt convins. Da. Și o să muncești în continuare. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Felicitări. Să și menționăm, voi sunteți locurile 2 și 3, da? Da. Da. Așa, primul n-a putut să vină, șeful de promoție sau șefa de promoție. Da. Să-i spunem numele. Răileanu Iuliana. Așa, care n-a putut să participe la această emisiune. O felicităm cu această ocazie și urăm un succes în continuare. Iar în stânga mea, în dreapta dumneavoastră a telespectatorilor, îl am pe Rareș Nicolae. Este șef de promoție alături de o altă colegă care nici n-a putut să participe la această emisiune. Felicitări, Rareș, Colegiul Național Mihai Eminescu. De la Eminescu avem și un reportaj în această seară la jurnal. O să-l urmărim cu cea mai mare plăcere. Măi copii, spuneți-mi și mie, ce sentimente v-au cuprins astăzi în ziua asta după... Da, vă sunteți o generație greu încercată, foarte greu încercată. Și iată-vă promoția 2021 la final. Da. Gabriela. Păi, în primul rând am avut emoții de bucurie, dar și de tristețe. Bucurie de ce? Pentru că am terminat și vom merge mai departe și drumul nostru abia acum începe cu adevărat. Dar și de tristețe pentru că ne despărțim de cei care ne-am atașat în cei 4 ani și cu asta am încheiat. Cu ce media ai încheiat? 903. Da. A doua sau a treia? A treia. Marius? Cu 9 și 15. 9 și 15. Ce sentimente te-au cuprins astăzi la festivitate? Mai mult tristețe, că m-am atașat de toți colegii. Și cu bune și cu rele au fost. Nu am plâns, că nu sunt genul care plânge. Dar m-am atașat de ei. Da, m-am atașat atâția ani. A fost perioada cu pandemia care ne-a și delăsat și cu învățatul puțin. Nu mult, dar a fost tristețea asta. Acum, știi ce e fain? Că, bine, am făcut sute de emisiuni cu elevi. E fain că sunteți la final. Acum puteți să spuneți orice, că nu mai reveniți la școală. Mai reveni cu bacul. Și îmi place că recunoști, Marius, că, mă rog, pentru unii a fost și o delăsare așa cu nebunia asta de a intra în online, uneori de a nu face deloc ore, acum s-a întâmplat anul trecut. Și spuneam că șocurile astea, ba la școală, ba online, ba la școală, bine, voi ați fost un pic privilegiați față de alții, pentru că ați fost în bănci atunci când alții nu au avut această ocazie. Gabriela, cum ai traversat anul ăsta pandemic? Păi a fost destul de greu, online-ul este dificil, este foarte dificil, pentru că nu uneori internetul ne lasă și pierdem orele. Și a fost și frumos.
pentru că a fost ceva diferit de ceilalți elevi care ei nu au participat, nu au retrăit, nu au trăit care experiențe pe care noi le-am trăit cu mediul online. A fost ceva nou, dar ceva frumos, dar și urât pe de o parte. Marius, tu ai și spus, nu? Dar ceva întâmplări haioase din online? Au mai fost, când a trebuit să intru la ore, eu eram la pâine la magazin. Și nu puteai să intri pe telefon? Păi eram cu telefonul, aveam internet peste tot în sat, intram cu telefonul la ore. Doamna, sunt la ore, nu pot să intru. Tu ai făcut naveta, să înțeleg? Am făcut anul așa 10 naveta, a 11 am stat în micro 14 și acum stau tot în micro 14. Am înțeles, deci ești coleg de cartier cu mine. Bun, haideți să vorbim și cu Rareș între timp. Rareș, primul pe liceu, nu? Promoția 2021, da, alături de Bianca. Da. Felicitări și ție încă o dată. Sincer să fiu, chiar nu mă așteptam să ies și de promoție, adică intrând în clasa noua nu mă gândeam că asta o să fie finalul pentru mine. Adică nu ți-ai propus asta? Da, chiar mi-am propus chestia asta pentru că pentru mine nu e un obiectiv să fiu primul, adică sunt competitiv, dar nu pot să zic că am intrat în liceu ca să fiu primul, pur și simplu am vrut să trec prin toți anii ăștia, să-mi petrec timpul cu colegii mei, să mă distrez cu ei, să învăț și să mă pregătesc pentru următoarea etapă până la urmă. Dar da, chiar m-am simțit mai bine decât am crezut că mă voi simți dacă voi ieși șef de promoție. Practic astăzi ai aflat. Azi ai aflat. Știu că ieri tot vorbim cu directorii de licee, încă n-am stabilit, e bine că a fost o surpriză așa pe ultima 100 de metri. Cu ce medie ai terminat? 9.89. Da. Foarte tare, foarte tare. Care e materia care te-a dat un pic? Franceza. Franceza? Da. Am înțeles, unde e la media 9. Am făcut 9, da. Nici o problemă. Da, inteligentă e de franceză. Culme. Dar zi-mi, Rareș, e interesant faptul că nu ți-ai propus acest lucru, dar iată-te șef de promoție la Colegiul Național Mihai Eminescu, într-o locație, adică ai trăit și vremurile vreo 2 ani, nu? Nu, la liceul vechi am stat clasa 9 și primele 2 luni din a 10. Deci în clasa 9 și în clasa a 10, după aia ne-am mutat. Da. Ne-am mutat. Bun. Voiam să te întreb așa, cum a fost toată perioada asta și mutarea într-o altă clădire? După aia a venit pandemia, pe nepregătită masă. Șocurile astea pe care le-ai trăit ca elev la Eminescu? Se zvonea încă din clasa nouă, auzisem că o să ne mute în altă locație. Am primit vestea destul de... Nu am primit-o foarte bine pentru că nu voiam să mut. E un liceu special, mi se pare mie, pentru că clădirea în sine e impunătoare și reprezintă liceul, practic, și aflând că o să ne mute, vă dați seama că nu am primit vestea atât mai bine, dar odată ce ne-am mutat și am început să învăț acolo, mi-am dat seama că, până la urmă, nu clădirea face liceul, ci colectivul, colegii. Da, oricum vei avea ocazia când vor fi finalizate lucrările, peste vreo 4-5 ani, nu? Sau cum? Cât mai dăm așa un termen, măcar să fim în termen. Așa vei avea ocazia să vizitezi acolo, să vezi ce schimbări au fost făcute. Tu ai terminat filologia, da? Uite, pe voi nu v-am întrebat, Gabriela și Marius. Tehnician în turism. Tehnician în turism. Da. Bun, o să vorbim și despre turism așadar. Marius? Tot. Amândoi suntem în aceeași clasă. Colegi de clasă? Da. Îmi spuneți că și de bancă. Nu. De s-a luat la unul la altul. Și... adică au fost momentele alea în care dă și mie tema la cutare, nu? Au fost, da. În fiecare an. Zi și mie aici, la vreo teză, nu? Zi și mie, dă. Da. Zi și... Aha. De câte ori ați copiat în liceu? De câte ori s-a putut. De câte ori s-a putut, bun ăsta. Mai ales cu școala online. Da, acolo e mai simplu. Șoptea cineva din cameră sau... Dar pe telefon, frumos, așa, nu? Telefonul într-o parte, laptopul în fața noastră și era mai ușor așa. Asta e, v-ați descurcat. Cum e? Uite, bun. Cum e? Ne adaptăm la orice condiție, nu Rareș. Sau tu nu ești cu copiatul sau? Nu pot zic că n-am copiat niciodată în viața mea. Normal. Când a fost nevoie, m-am descurcat. Bun, cu turismul ăsta, noi avem un specialist pe care îl invităm periodic aici la noi la campus, domnul Doru Brătulescu, director de agenție de turism. Cum vedeți voi turismul, uite, în ziua de astăzi, mai ales cu frământările astea pandemice? Anul trecut, țin minte că ne-am dus
cu măștile prin hotel, da? Eram cu măștile prin hotel. Acum se vorbea la un moment dat, acum vreo lună, că vom avea măști pe, la plajă, adică să stăm și să părem la un moment dat că ne-am bronzat, dar să avem așa partea asta albă. Da, da, da. Dar acum văd că totuși le-a revenit mintea la cap, da. Și o să fim liniștiți. Da? Cum vezi, vezi tu zona asta, mai ales de Horeca, destul de afectată? Păi, în primul rând, turismul nu va pieri niciodată. Chiar dacă a fost situația aceasta, nu, el nu va pieri. Cu toate că pandemia l-a cam dat înapoi. Dar totul își va reveni la normal. Trebuie să își revenim, da, încet încet, nu? Da. Voi ce doriți să deveniți? Tot tehnician, da? În turism. Da. Tehnician în turism? Și, adică, da, și unde vă vedeți voi așa? Tu ce păi, vrei să... După BAC, da, o facultate, facultatea de la Brașov. Facultatea de turism de la Brașov. Da. Da. Și tu la fel? La fel, la fel. Și după, da, aceea unde vă vedeți lucrând? Deocamdată, eu așa, unde ați dori voi să lucrați? Păi, în agenții de turism. Este un loc de muncă foarte căutat și foarte frumos. Toată treaba este să știi să comunici cu oamenii și să te faci plăcut prin prezența ta. Să știi să discuți ofertele, să le pui, să le oferi oamenilor, clienților vechi, să le oferi reduceri și tot așa. Cum vedeți voi, de pildă, comparația asta, domnule, că e mai scumpă litoralul românesc față de litoralul grecesc sau față de litoralul bulgăresc? Așa este sau doar colegii noștri din presa centrală împing așa pe pedală și se duc la scorul cel mai mare din Mamaia și au, uite ce scump e aici și dincolo la bulgarii îi apă scorul cel mai mic, da, 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 da. Și să face o comparație, aoleu. Bine, adevărul cred că undeva la mijloc, nu? Da. Da. Că putem să mergem cu aceiași bani pe care îi dăm la Mamaia undeva la o stea în plus în Bulgaria și cu All Inclusive poate. Da, acolo este mult mai bine dezvoltat turismul și de aceea la noi este mai scump și cererea este mai mică din cauza oamenilor care se duc în străinătate la în vacanțe. Bun, Rareș, tu ești om de asta pe zona umană, da? Ce vei face mai departe? Aș vrea să urmez Academia de Poliție. Bun. Pentru că am și câțiva membri din familie care sunt pe această ramură și sincer să fiu încă de mic, am avut dorința asta. Să devii polițist? Da. De ce? Nu e întrebare tendențioasă, să știi. Păi, e o carieră din ce în ce mai căutată, cea de polițist. Ca să fiu, adică sincer să fiu, când eram mic mă uitam foarte mult la seriale polițiste, la filme și mi se părea foarte interesant cum detectivii investighează diferite crime și le rezolvă și fac un bine, practic, și asta mi-am propus și eu. Indiferent de ce urma ca și polițist, ce voi face, eu vreau să fac un bine și să nu știu cum să zic, să pentru justiție. Pentru mine justiția nu este așa de respectată. Toată lumea decide să sară peste anumite legi, să ignore anumite lucruri și cred că e bine măcar să fie cineva care încearcă să le respecte. Da, apreciez implicarea voastră sau faptul că încercați să vă implicați în societate, în problemele societății. Astăzi am auzit pe mulți dintre cei care au urcat pe scenă aici la Eminescu, autorități fiind, da? Da. Șefi, mari șefi. Să rămâneți, să reveniți în Buzău, să dezvoltați Buzău. Bine, este o invitație așa oarecum ciudată, pentru că încă în Buzău, sau mă rog, și în alte locuri, preexistă așa posibilități de a te împlini profesional. Eu așa văd, cel puțin așa văd eu, nu știu cum vedeți voi lucrurile. Adică îți poți găsi un loc de muncă, da, dar să fie și bine plătit, asta ar fi o minune, zic, nu? Momentan aveți dreptate, adică nu sunt la fel de multe posibilități ca în alte orașe, cum ar fi Bucureștiul sau Clujul sau Brașov, să zicem. Dar dacă primarul și-a propus să dezvolte orașul și să asigure diferite posibilități pentru noi, absolvenții liceului, eu chiar sunt bucuros de lucrul acesta. Adică dacă aș putea să aleg, chiar așa aș vrea ca Buzău să rămână în casa mea pe veci. Dar dacă va fi să-l părăsesc, vă dați seama că nu, o să o fac cu greutate.
cu greutate. Da, voi cum vedeți situația așa? Cu tot șansele așa de angajare, dar rămâne în Buzău? Sunt perspective? Așa, peste câțiva ani? Sunt. Da? Iar sunt multe perspective și în Buzău. Da, pe zona asta de agenții de turism? Cu turismul chiar da. Sunt. Spre exemplu, Vulcanul Noroios vin din cel puțin toată țara. Vin. Da, voi vedeți așa o zbatere a autorităților de a promova zonele turistice din Buzău? Undeva da. La mijloc. Da. Da, domnul primar face mult efort ca să-l facă cunoscut pe Buzău. Bun. E important ca în toată această ecuație a voastră, a dorințelor, a ambițiilor pe care voi le aveți, să aveți alături aceste autorități, pentru că dacă veți avea parte de ostilitate, care se traduce prin nepotism, de exemplu, că cea mai mare hibă în continuare a administrației și a locurilor bine plătite, hiba asta este legată de nepotism, nu neapărat de rude directe sau indirecte, ci de oameni cunoscuți pe care eu, fiind șeful unei instituții, vreau să mi-i angajez. Ori voi ar trebui să aveți loc din start, adică să fie concursuri organizate pe bune. Da. Atunci când ai acces la un... zic bine? Puteți să mă contraziceți. Cum era rea și asta? Nu, eu sunt de acord cu dumneavoastră, adică în mare parte și acum mai există... Nu mă, domni, te rog frumos, că sunt de vârstă cu tine, să știi. Am 14 ani, dacă inversez vârsta. Am 14 ani, sunt chiar mai mic decât tine. Mă duc să mă vaccinez, că s-a dat drumul la între 12 și 15. V-ați vaccinat? Nu. O dăm în altele, nu? Nu. De fapt, urmează. Și ceva am întrebat, pentru că doar 10 s-au vaccinat zilele astea de vârsta voastră. Iartă-mă, te-am întrerup. Da, spuneam că și în prezent se lucrează pe nepotisme și lucruri de genul. Bine, probabil că e o tehnică luată din comunism, până la urmă, că așa lucra regimul înainte. Dar, din ce văd așa în ultimul timp, începe să dispară tradiția asta. Am înțeles. Nu, speranța moare ultima, nu? Da. E bine să rămânem motivați. Unde ați fost voi prin intermediul liceului? Ați fost plecați în afară, pe undeva? Nu. Nu, n-ați avut stagii. Am vizitat liceul din Brașov pe profilul nostru. Da. Și aceasta ne motiva și să mergem acolo. Cele mai frumoase amintiri din liceu vreau să... Une dintre cele mai frumoase, haide să... Poți să începem? Da, te rog. Ok. Sper să nu fie un pic... cred că pentru mine cea mai frumoasă amintire din liceu este chiar cea de săptămâna aceasta. Aș putea să o împart în două oarecum, în două... În primul rând, ziua de marți, pentru că am făcut festivitatea de absolvire doar clasa noastră, la o locație în Cândești. Și chiar a fost perfect, pentru că noi, de regulă, ca și clasă, deși suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine, ca și colegi, nu am fost mereu la fel de apropiați. Sau, cel puțin, nu toți. Pe grupulețe, cum să-l spun. Da. Dar se pare că, adică, în ziua de marți ne-am unit toți acolo, cu aceeași dorință, cu aceeași bucurie, și am sărbătorit împreună. Frumos spus. Lucru care nu s-a întâmplat foarte des, dar... Și culminând cu ziua de astăzi. Da. În ziua de astăzi, când a fost și oficial, ne-au declarat doamna directoare absolvenți, mai ales momentul acela în care a spus, a enumerat fiecare clasă și la final a zis, vă declară absolvenți, și s-au ridicat toți în picioare și și-au aruncat, a fost, nu știu, nici nu știu cum să-l descriu. A fost un eveniment unic pe care știu că n-am cum să-l mai trăiesc încă o dată, dar mă bucur că am avut ocazia să-l trăiesc. Un moment unic, așa este, exact cum a fost. Mi-aduc și aminte de niște lucruri, dar nu e momentul. Voi sunteți vedetele emisiunii. Amintiri din liceu, amintiri cele mai frumoase. Amintiri din liceu sunt multe. Sunt multe, mai ales până să fie treaba cu mediul online. Au fost clipe frumoase petrecute alături de clasă, alături de doamna dirigintă și de liceu. Am participat la diferite activități. Marius? Toate amintirile au fost frumoase, chiar și cele rele. O să le amintim toată viața pe ce acestea. Profesoare a supărat mai mult? Sau profesor? Cred că pe doamna dirigintă. Farse ceva? Farse nu am făcut, dar cred că pe cine a supărat cel mai mult a fost domnul de fizică dintre a 10-a, domnul Dumitrescu. Cred că pe el l-a supărat cel mai mult. Noi, dintre a 10-a, noi nu am mai făcut fizică, chimie și biologie, doar că noi nu prea eram la oră și când ne prindea,
ne alea, câte păi, un 4, de ce nu erați la oră? Întreb și așa. Era mereu cam ultima oră. A, am înțeles. Și cine mai stătea? Nu mai stăteam. Mai rămâneau câțiva în clasă. Dacă plecam toți era altceva, dar mai rămâneau câțiva în clasă și când ne prindea pe toți, era... Era și naveta și viața de liceu. Da, uite, apropo de momentele pe care le-ați trăit săptămâna aceasta, mai ales astăzi, festivitatea de absolvire, nu i-ați avut alături pe părinți și pe bunii sau, mă rog, în fiecare caz în parte? De asta a fost așa, parcă nu? Da, din păcate nu. A fost ceva trist. Dar ei au fost în online, am înțeles, nu? Da. Nu? Da, a fost. Da? În online au fost. Da. A fost un pic trist, nu? Fără să ai... Da. Părinții lângă. Da. Da, astea sunt vremurile. Uite, de aia spuneam că sunteți o generație greu încercată. Important este ca voi să vă adaptați tuturor schimbărilor. Cu siguranță. Și să faceți față. Timpul trece repede, așa cum v-am zis înainte de emisiune, și ne apropiem de sfârșit. Momentul ăla de sfârșit e momentul mulțumirilor, nu? Bine, lista cred că e foarte lungă la fiecare în parte. Ia să vedem, Rareș. Păi, sincer, pentru mine fiecare profesor a avut rolul lui în acești 4 ani de liceu, deși, pe fel ca și ei, am avut și eu profesori care n-au mai avut ori din cauza că n-am mai făcut matematică, fizică, chimie, dar pe care cu siguranță nu o să iau niciodată, pentru că, indiferent de starea mea, ei mi-aduceau oarecare schimbare de doamna dirigintă, pe care am avut-o până în clasa a 11-a, doamna Dobre Florentina, doamna de franceză, și domnul dirigente George Voinea. Și, bineînțeles, părinții, care au fost întotdeauna lângă mine să mă îndrume, și prietenii mei. Marius? Tot colectivul pe care l-am avut lângă noi, inclusiv profesori, colegi, toată lumea, nu o să-i uităm, o să rămână mereu aici, în inima noastră. Gabriela. Exact la fel. Doamna dirigintă ne-a fost mereu alături și ne-a învățat tot ce a fost mai bun. Și colegii, am avut un grup foarte, foarte bine pus la punct. Am fost uniți, ne-am creat multe amintiri și asta a fost frumos. Rareș, Marius, Gabriela, vă mulțumesc din suflet. Mi-a făcut o mare plăcere să vă cunosc, cât și de puțin, în 20 de minuțele, atât am avut la dispoziție. Mult succes în ceea ce vă propuneți să faceți. Să vă dea Dumnezeu să reușiți în tot ceea ce vă propuneți. Mulțumim. Felicitări încă o dată. Le mulțumesc și directorul care mi-au fost complici pentru a invita pe cei trei tineri absolvenți de la Agricol și de la Eminescu. În partea a doua emisiunii avem o discuție cu șefii de promoție de la Economic și de la Liceul Teoretic din Pătârlagele. Revenim imediat după pauza de publicitate.